Perpeniu, ne apropiem de finalul anului. Cum apreciați activitatea desfășurată la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi în 2022? Ca în fiecare an ne numărăm, suntem printre cei mai performanți la activitatea sportivă. Este o diferență între anii precedenți și anul competițional care a început în vară, datorită faptului că, după cum știe toată lumea, ne-am schimbat denumirea și reprezentăm fotbalul constanțean, pot să spun dobrogean și toată zona adiacentă. Ne-am mărit de la un număr relativ mic de sportivi, 250-300 câți aveam, Academia plus Centrul de Copii al Viitorului, odată cu venirea farului, ne-am dus la aproape 850. Avem și fotbal feminin de calitate, suntem pe primul loc după desfășurarea turului la senioare. Cu toți sportivii care se pregătesc în acest binom Academia Hagi și Farul Constanța, suntem peste 1000 de sportivi, începând de la 6 ani până la, cum am obișnuit pe suporterii noștri, la toate categoriile de vârstă ne numărăm printre premianți. U18 suntem pe locul 1, U16, U15, U13, U11. Suntem la jumătatea drumului, urmează o vacanță bine meritată pentru toți copiii. Fără îndoială, activitatea de la Academia Hagi nu se poate desfășura la un nivel înalt fără o susținere din partea partenerilor. Este de la sine înțeles că tot ceea ce s-a făcut până acum, pentru că concomitent cu pregătirea copiilor ne-am dezvoltat și mai am dat în folosință două terenuri de antrenament, unul cu capacitate normală, fără acest parteneriat între susținătorii noștri, sponsorii noștri și Academia Hagi, lucrurile nu se puteau dezvolta, mai ales că mergem în paralel și cu școala, mergem în paralel cu performanța de nivel înalt, dar și fotbalul pentru toți, ca să spun așa, pentru copiii care iubesc fotbalul, nu au calități deosebite, dar fotbalul îi ajută foarte mult să iasă dintr-un anumit regim, ca să spun așa. Este de preferat să faci un sport și să te dezvolți altfel decât atunci când nu faci o activitate sportivă. Selecțiile încep la Academia Hagi de la o vârstă foarte fragedă, iar sistemul de lucru este același la toate categoriile. Sistemul nostru este același de 13 ani de când ne-am înființat. Avem tronsoanele cunoscute între 6 și 9 ani, 10-14 ani și 14-18 ani. Mă refer la cele de performanță. La început este perioada de învățare, de șlefuire, de intrare într-un anumit sistem. Mai târziu trecem și la calitățile fizice pe care le au copiii. Cei mai buni reușesc să ajungă sportiv de performanță și performanță înaltă și am dovedit cu din plin că se lucrează bine după un proiect foarte, foarte amănunțit și pus
în practică în fiecare an, din ce în ce mai bine. În Academie se pune accent și pe latura școlară, nu doar pe cea fotbalistică. Obligatoriu, copiii noștri trebuie să fie la fel de sârcuincioși la școală, pentru că un copil inteligent percepe mult mai ușor ceea ce le cerem noi, din punct de vedere tactic, la vârste mai mari. Îl șlefuiești mai bine când are niște calități și trebuie să și le pună în practică. Întotdeauna școala este obligatoriu un pilon care ne ajută și pe noi să-i și educăm într-un spirit sportiv, dar cunoștințele școlare sunt obligatorii. Proiectul Demara de Farul și Academia Hagi în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța se bucură de un real succes. Învățăm să fim campioni, școala primul pas de performanță atrage de la început. M-am bucurat foarte mult, am fost și eu la o întrunire de genul acesta, unde am nepoții ele. M-a frapat dragostea de care am fost înconjurați acolo și entuziasmul copiilor, fie că erau de clase mici, fie mai târziu când am fost și pe la licee. Încercăm să ne facem suporteri, încercăm să ducem sportivii noștri care au performanță în teren să le vorbească copiilor despre ce înseamnă activitatea sportivă, fotbalul, despre ce și nu în ultimul rând în a ne face suporteri de acolo, de la școală. Pentru că noi, dobrogenii, de obicei țineam marea masă cu echipele de top. Acum, numărându-ne printre echipele de top, vrem să-i atragem pe copii de partea noastră să țină cu Farul, este echipa lor, este ceea ce noi reprezentăm, îi reprezentăm și pe ei. Farul are cea mai puternică academie din țară, iar numărul jucătorilor promovați în primul eșalon crește de la an la an, ceea ce dovedește munca care se depune la Academia Hagi. Am avut rezultate foarte bune și este o încununare a muncii de mai mulți ani, după niște criterii care, vă spun, au fost stabilite și perfecționate în cei 13 ani de când suntem în activitatea fotbalistică cu Academia Hagi. Avem cu ce să ne mândrim și suntem mândri că apar în permanență talente noi, jucători noi, la vârste din ce în ce mai mici. Vom continua pe linia aceasta pentru că este proiectul cu care am început și cu care am continuat pe parcursul celor 13 ani. Simțiți că parcursul foarte bun al Farului din Superliga îi motivează în plus pe jucătorii grupelor de elită de la Academie? Bineînțeles, orice copil vrea să fie în anturajul echipei de seniori, toți vor să demonstreze calitățile pe care au și au calități, slavă Domnului, la toate categoriile de vârstă. Cu siguranță vă doriți ca Farul și echipele Academiei Hagi să beneficieze de un stadion modern aici, în strada Primăverii, locul unde dumneavoastră aveți numeroase amintiri. Da. Este un vis care sperăm să se transforme în realitate cât mai repede. Din câte informații am eu, în primăvară se va demara cu lucrările de dărâmarea vechiului stadion. Există și o oarecare strângere de inimă, ca să spun așa, pentru că este stadionul unde generații întregi de fotbaliști și-au desfășurat activitatea și la antrenament și la meciuri. Dar ce va apărea acolo va fi de nivel înalt și
Sperăm și sunt convins că altfel va fi impactul asupra suporterilor constanțeni să vină într-un cadru civilizat la un stadion cochet și să jucăm cu tribunele pline. Ce obiective și-a fixat președintele Pavel Peniu pentru anul 2023? Aceleași de până acum. Să inițiem tinerii fotbaliști în tainele fotbalului, să-i instruim, să ne menținem pe aceeași linie cu îmbunătățirile de rigoare. Cei mai mulți copii din Academie sunt constanțeni, sunt din Constanța, dar și din zonele adiacente, Megidia, Mangalia, Ovidiu, Cumpăna. Este o selecție permanentă, selecția nu se termină niciodată la noi, în fiecare an se fac selecții, apar noi copii, apar copiii de unde nu te gândești și din această cauză am făcut niște parteneriate cu majoritatea echipelor din zonele prolifice fotbalului, cum este Năvodariu, cum este Megidia, cum este Mangalia, Cumpăna, Agigea, periem peste tot și cei mai buni copii care doresc să vină la Academie și după aceea să urmeze cariera la Faro, îi aducem aici. Pentru final, ce ați dori să le urați suporterilor constanțeni, suporterilor dobrogeni înaintea sărbătorilor de iarnă și a noului an? Să le urez sănătate, în primul rând, și un an mai bun decât cel care a trecut. Strict fotbalistic să fie lângă noi, pentru că au cu ce să mândrească, cel puțin până în momentul de față, și o emulație deosebită este atunci când ai niște suporteri înfocați, așa cum sunt suporterii noștri, care ne susțin nu numai acasă, ci și în meciurile din deplasare. Vom fi din ce în ce mai mulți, vom fi din ce în ce mai performanți, cu ei alături, lângă noi, să știe că fotbalul se joacă pentru spectatori, echipa aceasta este echipa Constanței, echipa Dobrogei și toți împreună cu ceea ce putem să ajutăm, să punem în practică ceea ce ne dorim să facem. Adică să ne batem întotdeauna cu oricine pentru a câștiga meciul.